Bună, Fecioară, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau să văd pentru tine care este afirmația potrivită pentru următoarea perioadă. Afirmație care să te ajute să depășești toate obstacolele cu brio și să îți dea o oarecare ușurință de a trăi și de a te bucura de viață cumva. Eu folosesc afirmațiile zilnic și chiar ajută. Bineînțeles, trebuie să aveți răbdare cu voi pentru că rețelele acestea neuronale se stabilesc, abia se stabilesc de fapt în 21 de zile și e necesar să aveți răbdare în acest proces cu voi. Nu veți vedea rezultatele de pe o zi pe alta, dar este bine să încercați și să fiți consecvenți cu aceste afirmații. Și avem aici: Every cell in my body fills with light and supports my health and wellness. Fiecare celulă din corpul meu este plină cu lumină și susține sănătatea și starea mea de bine. Fiecare celulă din corpul meu este plină cu lumină, și susține sănătatea și starea mea de bine. E bine să reții această afirmație, să o repeți măcar de 21 de ori în fiecare zi, cel puțin 21 de zile, așa cum am și spus, pentru a putea vedea și rezultate, ok? Pentru că rezultatele, știm că în toate, nu se văd atât de ușor. Cele mai importante lucruri și cele care cer muncă cu noi se văd în timp. De aceea, de multe ori, noi nu avem răbdare în acest proces și spunem da, dar de fapt nu funcționează, când lucrurile chiar funcționează și foarte frumos, doar că e nevoie și de răbdare și muncă cu noi înșine. 9 de monede, cartea ta. Cavalerul de cupe, o ofertă în dragoste, dar vezi tu, văd și acest 5 de cupe, poate ai de a face și cu un scorpion, o transformare pentru tine, văd și un semn de aer aici, gemeni, balanță, vărsător, o transformare cu această persoană, o schimbare foarte în profunzime, așa cum spune și acest card resimțită în fiecare celulă. Da, poate fi dezamăgitor ceva aici, dar vezi tu, având acest cavaler de cupe și 9 de monede, pentru unii va fi faptul că îți vei alege independența ta. Uite, și un moment de turn. Ce deschidere la tine. Posibil pentru unii să fie vorba despre a-ți alege independența ta. 9 de cupe în poziția blocajului, 4 de bâte în subconștient, 3 de bâte în trecut. Împăratul. Este vorba despre o energie masculină aici pe care tu o ai în gândurile tale. 6 de bâte, reușită în viitorul apropiat, frumos. 8 de spade în starea ta emoțională și în același timp sfatul pentru tine. O altă carte a reușitei și a determinării, a succesului, faetonul o avem în felul în care tu ești perceput și de asemenea în energia care vine din exterior. 8 de monede, dorința ta de a munci și soarele. Foarte frumoasă citire pentru tine, draga mea fecioară. Ai soarele, ai 6 de bâte, ai faetonul, ce îți mai dorești? Și în ceea ce privește, uite, am să pun aici pentru a vedea și tu, în ceea ce privește independența ta, și o carte s-a mai arătat și este tot o arcană majoră, văd judecata.
Am să o las aici pentru tine. Judecata vorbește despre anumite conștientizări pe care tu le ai și având aici și turnul, e ca și cum se face lumină în întuneric. Un anume fulger care aduce și lumină. Da. De ce turnul, energie scorpionică, e ceva surprinzător care vine înspre tine? Și ce reprezintă acest turn în situația de față? Ce reprezintă acest turn? Magicianul, energia ta sau a unui geamăn îți aduce confuzie. Îți aduce confuzie acest turn, acest moment de turn, această intervenție divină. Probabil lucrurile nu funcționau așa cum trebuie într-o anumită arie din viața ta, dar vezi tu, acest turn reprezintă și casa Domnului. Casa Domnului este intervenția divină. 9 de cupe în blocaj. De ce? De ce 9 de cupe în blocaj? Poate unii pajul de spade. Da, un soi de mândrie aici simt. De prea plin, de prea... Eu sunt prea suficient mie și nu mai am nevoie de nimeni în jurul meu. Avem pajul de spade și 3 de spade la baza pachetului în clarificări. Un soi de mândrie simt aici. Și pentru ca tu să poți să rezolvi lucrurile în această situație, e necesar să ceri ajutorul, să ceri ajutorul celor din jur, pentru că altfel nu este posibil. Din câte văd eu aici, și avem și în subconștientul tău 4 de bâte. Tu te gândești la casa ta pentru unii. Poate vă doriți să renovați casa, pentru că acest 4 de bâte poate reprezenta casa, căsnicia, stabilitatea. Da, te gândești să armonizezi ceva, să creezi ceva în casa ta, să renovezi, cum am spus, poate fi pentru unii, să aduci mai multă stabilitate în cei 4 pereți ai casei tale, să aduci mai multă armonie, să duci lucrurile din aceste ape tulburi înspre locuri mai liniștite, mai calme. 3 de bâte în trecut, în energia pe care tu o lași în trecut, de ce acest 3 de bâte? Roata norocului. 3 de bâte poate reprezenta o așteptare și vezi tu, asta tu o lași în trecut. 3 de bâte mai poate reprezenta și expansiune. Împreună cu roata norocului, tu ai parte de noroc, ai parte de succes, ai parte de ceea ce îți dorești cu această carte, roata norocului, dar vine și cu schimbări, ok? Roata se învârte tot timpul în funcție de ciclurile acestea lumești și pentru unii are legătură cu anotimpurile și cu parcursul acesta de schimbare între anotimpuri. Pentru alții, pur și simplu, ciclurile lumești pot fi multe. De ce împăratul în gândurile tale, această energie masculină divină? Poate fi un superior, poate fi vorba despre faptul că tu vrei să preiei din această energie a împăratului, această energie masculină. Împăratul și 9 de bâte. Poate fi, da. Pentru că nu vrei să renunți la ceva anume, vrei să dai dovadă de reziliență, poate fi reprezenta acest împărat și soțul, ok? Este cartea acelei persoane, până la urmă poate fi vorba despre acea persoană cu acest împărat. Dar e și un soi de luptă între tine și această persoană.
ceva ce te rănește pe tine, vezi tu. Ok, și asta ai tu în gândurile tale. Hai să văd. Viitorul apropiat, acest 6 de bâte. Sunt foarte curioasă să văd ce reușită, de ce reușită ai tu parte aici, o recunoaștere din partea celor din jur. Despre ce e vorba cu acest 6 de bâte? Poate fi în creativitate, pentru că avem acest cavaler de cupe, dar poate fi vorba și despre o ofertă în dragoste, în care să fie implicat un semn de foc sau semn de apă, din câte văd. De ce cavalerul de cupe și 6 de bâte? Vindeci ceva anume cu această persoană. Duci lucrurile într-un spațiu mai calm, mai liniștit, mai chiar cu succes. 8 de spade este în starea ta emoțională. Nu prea vezi tu soluții de ieșire, dar vezi tu soarele este aproape, lumina este aproape de tine. În rezultatul posibil obținut până la urmă avem acest card soarele. De ce 8 de spade, scuze? Și este și în starea ta emoțională, dar și în sfatul pentru tine. 6 de monede. Ești sfătuit să te deschizi. Această carte 6 de monede este cartea generozității. Poate îți faci griji pentru că, spre exemplu, vrei să oferi un cadou cuiva anume și nu știi exact ce anume ai putea să oferi, ce anume ai putea să îi cumpere acestui om pentru a-i aduce bucurie, dar oricum ar fi, ești sfătuit să ieși din gândurile tale, să ieși din această stare limitativă și tu astfel poți să ai parte de conștientizări. De ce faietonul în energia care vine din exterior, în același timp și felul în care tu poți să fii perceput, vezi tu? Faetonul vine cu determinare, vine cu succes, vine cu a te îndrepta înspre succes și asta pentru că tu asta alegi și muncești pentru asta. 2 de spade. Dar vezi tu, e vorba despre o decizie aici. E ceva ce poți să ai de-a face cu un rac pe care tu îl blochezi sau te blochează. De ce 2 de spade, faietonul, pajul de cupe? Foarte mult efort e necesar cu această persoană. Pajul de cupe vine cu deschidere ușoară, înceată și în același timp nu este ceva foarte mare, dar e ceva totuși, o ofertă, o curiozitate din partea acestui om. Totuși cu acest 2 de spade e un blocaj aici. 8 de monede ne arată spațiul în care tu te concentrezi. Poate ai o muncă repetitivă și scuze. Cărțile mele s-au împrăștiat aproape în totalitate, dar am să le strâng. Și avem aici 8 de monede clarificat de faeton din nou. Poate cartea aceasta a racului. Pentru unii dintre voi aveți de a face cu un rac. Și 8 de bâte. Pentru mulți dintre voi, iarăși, simt că este vorba despre succesul pe care voi vi-l doriți și știți că e necesară muncă pentru și consecvență, perseverență în a obține acest lucru pe care voi vi-l doriți. Poate vă doriți foarte mult ca lucrurile să înceapă să se miște mai rapid să cu acest 8 de bâte, mai ales pe muncă.
ce este cu acest soare acum, pentru că tot am ajuns la el, în rezultatul posibil obținut. Soarele vine cu succes. Și din nou 2 de spade, magicianul și regele de cupe. E un soi de manipulare cu această persoană. Poate fi un scorpion din viața ta sau rac, pești. Rac, iarăși, de 2 ori am avut. E un soi de manipulare cu această persoană și vei avea claritate în privința acestui lucru pe final de perioadă. Dar despre ce mai este vorba cu acest soare? 4 de bâte. Iarăși, e persoana ta. Și e vorba despre un anume conflict cu această persoană în care se conflictă, în care se face lumină cumva și se restabilește acea stabilitate propice pentru ca tu să poți evolua. Ce vrea sufletul tău să creeze? Vrea un mesaj din partea acestui oracol al creatorilor sacri. Ce vrea sufletul tău să creeze? Cred că m-a întrebat cineva undeva, dar nu am mai găsit comentariul. În comentarii m-a întrebat cineva cum se denumește acest oracol. Este vorba despre, așa cum am spus, oracolul creatorilor sacri. Este scris creat de Chris Ann, cea care a întocmit și Lightseer's Tarot, acel pachet de tarot arhi-recunoscut. Ambush fear with your ferocious dream. Cumva există și frică aici la tine și gândul, și am văzut asta în acest 8 de spade și gândul acesta că lucrurile nu vor mai evolua așa cum tu îți dorești sau parcă lucrurile stagnează prea mult, însă nu uita ca tu să te concentrezi cel mai mult pe visul tău. Creează așa o ambuscadă asupra fricii tale, gândindu-te cel mai mult și oferind energie cel mai mult visului tău cel mai măreț. Ok? Ok. Cam atât pentru astăzi, draga mea fecioară. Îți mulțumesc mult pentru faptul că îmi ești alături. Îți mulțumesc pentru susținerea ta și pentru vizionare. Te mai aștept aici. Te îmbrățișez cu recunoștință și iubire și ne vedem curând. Te pup! Pa, pa!